Evrei 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor, căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși, Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre înger zice, din vânturi face înger ai lui și dintr-o flacără de foc slujitor ai lui. Pe când fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri i-ai zis vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni în mântuirea?